Etapa a treia fotbalistică a campionatului de amator Liga Prieteniei Giurgiu s-a încheiat luni după ce ultimele șase echipe s-au întâlnit între ele. Au fost înregistrate rezultatele necunoscuții PTF Giurgiu 2-4, 10-3 și ACS Victoria Forest Bicu 5-1, rezultate care vin după cele din primele întâlniri ale etapei, respectiv Salvatorii Victor Vedea 15-3, Emogalaxy Viitorul Frătești 4-5 și ARG Energia Remuș 1-3. Așadar, etapa a treia din Liga Prieteniei a luat sfârșit și organizatorii au alcătuit deja un clasament al acestei competiții.